Pământul s-a cutremurat din nou în zona Vrancea la doar 10 zile de la seismul care ne-a înspăimântat pe toți, aseară la ora 22:30. De data aceasta, mișcarea telurică a fost de mai mică intensitate, dar chiar și așa s-a simțit și în București. Cutremurul s-a produs la 136 de kilometri adâncime, în același loc în care pe 5 octombrie pământul s-a zguduit serios. Aparatele au înregistrat atunci 5,5 grade pe scara Richter, iar unda de șoc a ajuns până în Republica Moldova. Specialiștii sunt convinși că există o legătură între cele două seisme. Putem spune că cele două cutremure sunt legate prin faptul că procesul de eliberare care a avut loc zilele astea s-a produs prin aceste două șocuri mai mari. Mai exact, prin cele două mișcări tectonice, pământul și-a mai eliberat din energie. Eu zic că este o veste bună, în sensul că totuși eliberarea de energie destul de importantă. În centrul vechi, locul unde pământul se zguduie non-stop de la muzica din difuzoare, nimeni n-a știut nimic. Nu l-am simțit. Nu cred că l-a simțit nimeni de pe linia interiorului. N-am știut că a fost. Sâmbătă și duminică s-au mai produs două cutremure în zona Vrancea. Ambele au avut magnitudinea de 3 grade pe scara Richter. Îngrijorarea oamenilor este însă de înțeles, mai ales dacă ne gândim și la cutremurele din Galați, care nu se mai opresc. Au fost două și acolo în ultimele 24 de ore. Victor Lefter, colegul meu, ne explică mai multe. Bună ziua, te ascultăm, Victor! Bun găsit! Dacă ar fi să credem pe specialiști, atunci cutremurele care au avut loc în Vrancea în ultimele două săptămâni sunt utile pentru că se mai disipă energia acumulată în falia de acolo. Pentru localnicii din izvoarele însă, din Galați, ultimele trei săptămâni au însemnat un coșmar. Peste 300 de seisme s-au produs acolo și chiar dacă am putea să le considerăm mici, 2,3, 3 și ceva, cu toate acestea, pentru acei oameni, ultimele trei săptămâni vă spuneam că au reprezentat un coșmar, pentru că în fiecare seară aproape se cutremură pământul de sub ei. Și a fost și cazul de azi noapte, când două cutremure, unul de 2,6 și unul de 2,8 pe scala Richter, s-au produs în acea zonă. Ar fi și explicații. Seismologii spun că ar fi vorba despre trei falii active care s-au reașezat și tocmai de aceea s-au produs aceste seisme. Geologii vin însă și ne spun că e din cauza solului, care e plin de nisip și de pietriș și în momentul în care se produc inundații, fie din cauza ploilor abundente, fie din cauza zăpezilor, acele zone se erodează. Și aceeași explicație o avem, solul se erodează și din cauza extragerilor de produse pe care le pot găsi cei care au nevoie de ele în subsolul acelei localități și tocmai de aceea se formează anumite goluri care apoi se umplu cu apă, iar când apa se evaporă, evident, au loc și acele prăbușiri de teren. Victor, îți mulțumim frumos pentru informații!